30 de familii care au așteptat ani buni repartizarea unei locuințe sociale au primit astăzi cheile apartamentelor într-unul din cele două blocuri sociale construite de primăria Sighet în zona Fuchs. Entuziasmați și fericiți, beneficiarii celor 30 de locuințe sociale au așteptat cu nerăbdare să-și ia în primire apartamentele. Sănătate și bucurie. Bine ai venit în casă nouă. Blocul în care s-a făcut astăzi predarea locuințelor are 48 de apartamente cu 2 și 3 camere și 10 garsoniere. Totodată la parter au fost prevăzute și 2 apartamente de necesitate. Astăzi s-au predat primele 30 de apartamente din blocurile sociale, din cele două blocuri sociale din zona Fuchs. Nu a fost ușor să ajungem aici, dar ne bucurăm în primul rând pentru cei care vor folosi și vor popula aceste blocuri. Am avut repartiții pentru toate cele 90 de locuințe care se află în cele două blocuri, dar în urma verificărilor făcute, ținând seama și de timpul care s-a scurs de la data care a fost aprobate locuințele, o parte din cei care beneficiau de aceste locuințe sociale nu se mai încadrează, motiv pentru care am refăcut lista și am rearanjat repartițiile. Urmează la sfârșitul lunii să intrăm în Consiliul Local pentru a urca lista cu beneficiarii locuințelor sociale de pe raza municipiului Sighet și sperăm cât de repede constructorul m-a asigurat că am 2 săptămâni vor fi finalizate lucrările de reparații, putem vorbi de lucrurile de reparații și la celălalt bloc social. Sperăm, așa cum am spus, în maxim o lună de zile toate apartamentele din blocurile sociale să fie populate. Avem și 4 locuințe de necesitate, câte 2 pe fiecare bloc, în situația în care vor fi identificați pe raza municipiului persoane care efectiv nu au unde să locuiască și sunt într-o situație specială, să poate beneficia de aceste locuințe de necesitate. Câte persoane sau familii vor beneficia în total de aceste locuințe? Deci undeva la 90 de familii vor beneficia de aceste locuințe. Sunt apartamente cu 2 camere, cu 3 camere și garsonieră. Sperăm să le întrețină într-un cadru propice. Am discutat cu fiecare în parte. Au fost făcute eforturi din partea administrației publice locale pentru a readuce la un confort. Dar, așa cum se văd, acestea urmează a fi mobilate de către chiriaj. Cunosc situația dumnealor și sper să aibă grijă de locuințe pentru a nu avea probleme ulterior. În ultimii ani, administrația locală a făcut în zona aceasta mai multe investiții, atât în ceea ce privește amenajarea și sistematizarea, cât și pregătirea spațiului pentru alte 2 investiții mari care urmează să fie construite în zonă, și anume o creșă, dar și o bază sportivă. Această zonă a fost investiții în special la părțile exterioare ale cartierului, a fost făcut iluminatul public, căile de acces, parcări. De asemenea, în zonă se prevăd construirea în continuare a 5 blocuri anele. Avem acceptul din partea Agenției Naționale de Locuințe pentru cele 5 blocuri. Urmează în imediata perioadă să întocmim documentațiile și să depunem la anele pentru construirea acestor blocuri. De asemenea, în această zonă avem deja în contractare 2 obiective importante. Vorbim de creșă, creșa cu 75 de locuri și de asemenea bază sportivă de tip 1, iar în lista de așteptare sperăm și aici să încheiem cât de repede contractul sau să încheie cei dracenii contractul. Am predat deja amplasamentul pentru bazinul de not. Sper că această zonă se dezvolte, dar este important ca și cetățenii care locuiesc aici, atât cei care au primit repartiții la anele, cât și la locuințele sociale, să fie atenți, să aibă grijă de ceea ce li se oferă de către autoritatea locală. Noilor chiriași li s-au adus la cunoștință atât dotările fiecărei locuințe în parte, cât și despre obligațiile de a păstra spațiile locative cu bunurile aferente acestora în cele mai bune condiții. Aici un proces verbal în care scrie tot ce se află în apartament, respectiv instalații termice, electrice, centrală de încălzire, calorifere, ferestre, faianță, puteți să-l și citiți dacă doriți. Am văzut, da. Pe verso puneți aici.
Noi am semnat. Păi e un bloc cu 48 de apartamente, cu 10 garsoniere, cu 16 apartamente de două camere și, dacă nu mă înșel, cu 22 de trei camere. Apartamentele sunt dotate cu tot ce e nevoie pentru ca să se mute oamenii în ele, respectiv au bucătărie, baie, încălzire centrală, instalație de apă, contoare, curent, tot ce e necesar pentru ca să se poată muta oamenii în ele. Ce obligații au oamenii? Păi e obligația de a întreține ceea ce li se predă și să-și plătească cuantumul chiriei calculat în funcție de situația fiecăruia. Noi chiriași spun că au așteptat ani buni să primească o locuință socială, iar acum abia așteaptă să se mute. După atâția ani de zile, în sfârșit am primit și noi un apartament. Câți ani ați așteptat? 18 ani. 18 ani. Și acum sunt deplinit dorința. Vedeți că e frumos, 3 camere, bucătărie, 4 balcone. Acum numai să ne mutăm. Foarte frumoasă și în sfârșit avem și noi o casă nouă. Mulțumită. Păi ce? Nu ne-am așteptat, după atâția ani de zile am reușit. Cum mi se pare apartamentul? Sunt frumoase. Trebuie să scrie indexii. Foarte frumos. Ce să mai putem să zicem? Mai mult de atât. Sunt mulțumită. Mare parte. Vă place apartamentul? Da. Da, este ok. Cu cine aveți locul aici? Cu mama. Câți ani ați așteptat pentru acest apartament? Nu mai știu. Mult. Mult. Potrivit primarului Vasile Moldovan, în următoarea ședință de Consiliu Local va fi votată și lista cu beneficiarii din celălalt bloc social, urmând ca în total să fie acordate 90 de locuințe.